Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat! Astăzi deschidem împreună un colet. Am aici un parfum care are o poveste frumoasă, pentru că mie mi l-a recomandat Adriana, dar bineînțeles că nu l-am cumpărat blind. Și când m-am văzut cu ea, te salut Adriana, mi-a adus parfumul și l-am testat. Deci nici măcar nu cred că l-am pulverizat, doar l-am mirosit la atomizor și am zis wow. Da, l-am prins și la un preț super super bun, oricum parfumul mi se pare că are un preț foarte bun și pentru că nu l-am testat cum se cuvine atunci când am mirosit parfumul, vreau să-l deschidem acum împreună și să vedem, să-l analizăm puțin împreună. Este un pachet de pe make-up pe care l-am și ciuruit. L-am desfăcut doar cutia pentru că am zis că poate nu reușesc pe cameră, dar nu am desfăcut parfumul. Chiar vreau să văd cum arată pentru că eu am testat, dacă nu mă înșel, Adriana avea varianta de 50 de ml, eu am varianta de 30 de ml aici și mi-a plăcut atât de mult sticluța, sper să fie și aceasta la fel. O să vedeți că este o minunăție și mi se pare un parfum subestimat pentru că nu prea l-am văzut pe internet. Hai să deschidem pachetul. Da, așa arată cutiuța, este Boucheron 4 Iconic. Apă de parfum și are 30 de mililitri. O să deschid și această folie de pe cutie, dar vreau să fac și un reels, așa că revin imediat. Revenit, am deschis cutiuța și așa arată parfumelul. Doamne, cât de frumoasă este sticluța, deci nu vrei să știți, îmi place atât de mult, dar e mai frumoasă cea de 50 de mililitri. Dar este o bijuterie și aceasta. Deci vorbim despre 4 Iconic de la Boucheron. Avem aici o chestie din asta care ne spune că se învârte acest... Așa arată. Vai, cât de frumoasă! Ba da, e frumoasă, e frumoasă și aceasta. Foarte frumoasă este. Eu totuși vă recomand, dacă vreți un parfum foarte frumos, să vă luați varianta de 50 de ml. Eu l-am prins la o super ofertă pe acesta. Și haideți să-l mirosim puțin. Pun din start, este un parfum cu tuberoze. Este un parfum care are ca și acorduri ambră, tuberoză, balsamic, flori albe, lemnos, cald, condimentat, patchouli, animalic și soft. Spicy. Avem ca și note și este lansat în 2022. Nu știam că este o lansare atât de recentă. Avem în deschidere ghimbir, piper roz, mandarină, în mijloc avem tuberoză, balsam peru și coacăze negre și în bază avem ambră, patchouli și vetiver. Deci mi-a plăcut atât de mult când l-am testat prima dată, încât a fost dragoste la primul nas. Miroase a tuberoze. Este un parfum balsamic, este un parfum spicy, este un parfum feminin, cald, dulce și cumva nati. Se simte așa, da, migdalos cumva, nu știu cum să vi-l descriu, să-l înțelegeți mai bine. Dar este foarte interesant și are miroase scump. Deci, așa pot să-l descriu. Este un parfum la preț bun dacă îl prindeți la reduceri, care miroase a parfum scump. Sticluța este o bijuterie. Îmi place foarte mult pulverizatorul. Este o sticluță frumoasă, este o sticluță grea, masivă, așa. Și dacă vă place tuberoza, da, este o tuberoză caldă, este o tuberoză dulce, este o tuberoză spicy. Foarte interesant este și simt așa un iz nati.
Este un parfum mai greu de descris, dar care mi-a plăcut foarte mult atunci când l-am testat. Mă bucur că l-am luat. Nu mă bucur neapărat că l-am luat în varianta de 30 de ml. Mi se pare un parfum potrivit pentru vremea mai rece, pentru primăvara de vreme, pentru primăvara pe care am avut-o noi. Puteam să-l port cu succes, bineînțeles că o să-l port eu și acum. Place foarte mult și arată aici pe Fragrantica că ar semăna cu Black Orchid. Are ceva din Black Orchid, dar totodată mi se pare diferit și oricum prețul lui Quatre Iconic este diferit de parfumurile de la Tom Ford. Îmi place foarte mult parfumul. Are puțin ceva dark, este o tuberoză, este spicy, este dulce, este balsamic, este ambrat, cald, dar are și ceva așa mai dark, nu știu ce. Nu știu ce, dar miroase foarte bine. Foarte, foarte bine. Da, cam acesta a fost clipul de astăzi. Am vrut să deschidem împreună acest parfum pentru că eram foarte nerăbdătoare să-l primesc și mă bucur tare mult, îmi place foarte mult. Este o sticlă minunată. V-am zis, dacă îl testați cumva, poate vedeți și cum arată varianta de 50 de ml. Dacă vă interesează sticluța, bineînțeles, prezentarea lui. Este foarte frumos și acesta. Încerc să nu mai cumpăr cantități mari, dar am reușit să iau 30 de ml și mă bucur tare, tare mult. O să-l analizez, o să văd cum se dezvoltă, o să văd cum este cu persistența, cu intensitatea, dar per total îmi place foarte mult acest parfum. Aștept comentariile voastre cu mare drag. Vă mulțumesc pentru vizionare, pe mine mă găsiți și pe Instagram și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!